Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din Brașov a adoptat astăzi o nouă hotărâre cu privire la instituirea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus. Astfel, masca de protecție devine obligatorie de astăzi în spațiile publice închise și deschise din județul Brașov, pentru toate persoanele cu vârste de peste 5 ani. Incidența COVID-19 în județul Brașov a ajuns miercuri la 2,18 la 1000 de locuitori, în timp ce în municipiu s-a ajuns la 2,68. De asemenea, tot de astăzi se interzic evenimentele private precum nunți, botezuri ori mese festive în toate spațiile din județul Brașov, cum ar fi de exemplu saloane, cămine culturale, restaurante, baruri și cafenele. De asemenea, se interzice și circulația persoanelor în județul Brașov în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri. Cea de-a doua decizie de astăzi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din Brașov prevede funcționarea în scenariul roșu pentru o perioadă de 14 zile, încă două unități de învățământ din județul Brașov. Este vorba despre Liceul Ștefan Octavian Iosif din Rupea și Școala Gimnazială din Comuna Cristian. Adrian Veștea a depus astăzi jurământul pentru un nou mandat în fruntea Consiliului Județean Brașov. Alături de el au fost noi vicepreședinții Consiliului Județean, dar și viitorii consilieri județeni care au depus și ei jurământul. De asemenea, la evenimentul ce a avut loc la aula Universității Transilvania, a fost prezent și ministrul fondurilor europene Marcel Boloș, dar și premierul României Ludovic Orban. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov, așa ajute Dumnezeu. Îl felicit pe domnul președinte Adrian Veștea când m-a anunțat și m-a invitat ca să fiu aici. Pentru mine a fost un prilej de bucurie, pentru că este un președinte model la nivel național. Îi voi asigura pe brașoveni de transparență, de implicare în toți cei 4 ani de zile care vor urma de acum încolo. Întrebat de reporterul Brașov TV despre alianțele posibile care se vor face la nivelul primăriilor din județ, premierul Ludovic Orban a spus răspicat că o alianță cu Partidul Social Democrat este exclus în toată țara. Spuneți-mi, vă rog, dacă în județul Brașov luați în considerare o alianță PNL-PSD la nivel de primărie, într-o localitate? Biroul Politic Național a interzis organizațiilor județene și locale orice formă de înțelegere între PNL și PSD. Noi nu avem voie să votăm niciun reprezentant al PSD în vreo funcție de vicepreședinte de Consiliu Județean sau de viceprimar. Odată cu această ceremonie de investire, s-a constituit oficial noul Consiliu Județean Brașov. Liderul PSD Brașov, Marius Dunca, a penalizat organizațiile care au avut rezultate slabe la alegerile locale. Drept urmare, președintele PSD Făgăraș a fost exclus din partid, alături de alți doi colegi, în condițiile în care, în baza voturilor obținute la scrutinul din 27 septembrie, cei trei ar fi trebuit să devină consilieri locali. După deciziile de excludere din PSD, conducerea de la Brașov a partidului a cerut instanței să nu le valideze celor trei mandatele de consilier local la Făgăraș. Nemulțumiți, cei dați afară au depus documente la dosarul aflat pe rolul judecătoriei Făgăraș, prin care susțin că au fost dați afară din PSD pe nedrept, iar în urma voturilor obținute pe 27 septembrie trebuie să activeze în Consiliul Local. O instanță a judecătoriei Făgăraș a decis astăzi să le valideze celor trei mandatele de consilier local din partea PSD. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 3 zile de la comunicare. Planificată inițial pentru luna mai al acestui an, deschiderea noului mall din Brașov a avut loc astăzi cu 5 luni întârziere în prezența autorităților locale și județene și al reprezentanților magazinului. Mallul AFI Brașov este dezvoltat pe 3 etaje și pune la dispoziția vizitatorilor peste 100 de branduri internaționale de fashion and beauty, precum și branduri de renume local, locuri de joacă, sală de fitness, un centru de divertisment, bănci, farmacii și un hipermarket Carrefour. AFI este o realitate. O știm cu toții. Dincolo de opinii, dincolo de energie vehiculată în spațiu public, și vreau astăzi, în scurta mea intervenție, să vorbesc despre aspectele pozitive. Pentru că probleme, dacă vor fi, vom avea timp să le rezolvăm împreună.
Iar aspectele pozitive și evidența despre care vorbim legată de Centrul Civic al Brașovului este că prea mult timp zona aceasta a arătat precum un șantier. Povestea AFI Brașov a început în 2015, când AFI a cumpărat terenul și a început să gândească pe proiectul. A demarat procesul de obținere a autorizațiilor de asemenea. Apoi a urmat o lungă execuție și complicată execuție de asemenea, care a durat mai mult de 3 ani. Vizitatorii AFI Brașov se pot bucura de o terasă verde de 3500 de metri pătrați cu priveliște către muntele Tâmpa, una dintre emblemele turistice ale Brașovului. Brașovenii și turiștii se pot bucura de serviciile oferite de centrul comercial începând de astăzi.